expun, am plăcerea să-l prezint din nou, deoarece i-am mai prezentat, i-am mai deschis câteva expoziții, iar în această seară lucrurile s-au puțin diferit față de celelalte împrejurări similare, în sensul că Sorin Adam apare în fața dumneavoastră într-o dublă ipostază. Pe de o parte este vorba de ipostază de pictă, nu de autor al lucrărilor de pictură realizate în două tehnici diferite, urei și pastel, care sunt așezate pe simetrele acestei galerii, iar de altă parte de autor al unui nou album de artă, cel de-al doilea album de artă scos de Sorin Adam. Referitor la faptul că am avut ocazia să vorbesc de mai multe ori despre Sorin Adam, nu pot să nu-mi aduc aminte de expoziția vernisată la Cercul Militar Național în martie 2010, deci acum câteva luni de zile. A fost o expoziție în care Sorin Adam a reușit să adune lucrări ale unor mari maieștri ai picturii românești contemporane, respectiv Traian Brădean, Vasile cel Mare și Augustin Costinescu. Vasile Grigorie și Augustin Costinescu. Eu atunci am scris o notă undeva într-o publicație și afirmam, făceam un fel de pronostic, ca să spun așa, având în vedere numele care figurau pe simetrele Galeriei Cercului Militar Național, că expoziția respectivă va fi expoziția de pictură românească contemporană, evident, a anului 2010. Iată că ne apropiem de finalul acestui an și expoziția aceea își menține șansele de a își însuși, să spun așa, acest titlu. Odată, prin faptul că cei trei maestri nu mai au nevoie de niciun fel de prezentare și, în al doilea rând, pentru performanța lui Sorin Adam de a reuși să-i convingă, să-i adune pe aceleași stimeze și să-i convingă să expună unul lângă celălalt și lângă lucrările lui. Referitor la ceea ce vedem în această expoziție, este și ea o expoziție diferită față de celelalte, din două motive. În primul rând, prin faptul că, pe lângă lucrările realizate în ulei, apar suficient numeroase lucrări realizate în tehnica pastelului. Sorin Adam a mai avut o expoziție personală de pastel în urmă cu vreo 5-6 ani, după care eu cel puțin nu am văzut decât lucrări de expoziții personale ulei pe pânză. Poate sporadic o lucrare în expoziții de grup care erau consacrate pastelului sau altor tehnici grafice și picturale. Pastelul pe care îl face Sorin Adam este și el cu totul special. Cunoașteți foarte bine că a existat o întreagă discuție și care nu s-a lămurit nici acum dacă pastelul este aparține grafici sau aparține picturii. Ceea ce vedem noi pe simeze acum la Sorin Adam e un foarte bun prilej de a tranșa problema, așa cel puțin să ne lămurim noi înșine, eu pe mine însumi, că pastelul aparține și picturii și graficii. Pastelul pe care îl face Sorin Adam este fără doar și poate un pastel care aparține picturii, pentru că este un pastel în care el lucrează cu pasta de culoare, cu fuziuni, cu contraste, deci cu întregul arsenal de mijloace, de expresie ale picturii, spre deosebire de pastelul grafic care lucrează mai ales cu linia, cu ajutorul ei se construiește cu linia colorată sau, mă rog, desenul ca atare. În momentul în care am văzut în atelierul lui acum vreo 2 ani, primele pasteluri, au fost pur și simplu impresionat, pentru că aceste lucrări au o eclatanță extraordinară, o puritate aproape neverosimilă. De ce? Odată pentru faptul că Sorin Adam a învățat pastel, pe cauza lucrările sunt perisabile. Cunoașteți vechea comparație, pastelul este ca o aripă de fluturi. Așa este, într-adevăr, asta este impresia pe care ți-o dau pastelul lui Sorin Adam, dar este vorba de aripa unui fluture nou născut, un fluture care nu a apucat să zboare, să scutoare când în zbor sau vântul să-i culeagă de pe, pe aripă o boabă de culoare. Prin modul în care știe să le protejeze în timpul lucrurilor, să le remedie și așa mai departe, Sorin Adam ne asigură că pastelurile lui vor rezista la fel de mult ca și pastelurile care sunt vernisate, ca să spun așa, sau fixate, și care își pierd în aceste cauze de strălucire, din cromatică, din lumina lor interioară. Picturile în ulei, alături de cele în pastel,
aduc o nouătate în această expoziție. Spuneam că există cel puțin două motive pentru care această expoziție se deosebește de celelalte. Despre unul am vorbit, al doilea este că ceea ce apărea în expozițiile lui anterioare ca o temă culeasă, ca să spun așa, în timpul vacanțelor, adică peisaje exotice din țări din nordul Africii, din Grecia, din Turcia și așa mai departe, a început să devină o temă predilectă a universului său tematic. Sorin Adam este un pictor cu o tematică de tip clasic, ca să spun așa. El pictează și portrete și naturi statice și nuduri și compoziții cu flori și compoziții cu personaje și așa mai departe. Însă trebuie să fim foarte atenți să vedem de unde sunt aceste subiecte pe care și le adună. Și vom constata că în această expoziție, și asta arată spre ce se îndreaptă și de fapt care este tema majoră a picturii sale, toate aceste peisaje, toate aceste imagini sunt culese din zona mediteraneană, din țări care au legătură cu Marea Mediterană sau cu zonele adiacente. Deci este vorba de faptul că el iubește lumina, iubește marea, iubește spiritul ușor coleric, ca să spun așa, al oamenilor din această zonă și mai ales e un accent special pe atracția pe care o exercită Orientul Islamul asupra lui Sorin Adam. E o expoziție de etapă. Eu consider că, deși numărul de lucrări nu este foarte mare, este o expoziție importantă. El chiar a tratat-o cu oarecare lejeritate, în sensul că a vrut să cadă accentul pe cel de-al doilea moment al serii, și anume lansarea albumului. Însă, văzându-i expoziția și analizându-o, mi-am dat seama că, fără să vrea, prin vedere că nu este nimic chiar atât de involuntar, adică se țiasă atât de bine, fără să există un motiv plauzibil, este o expoziție care eu cred că va rămâne în biografia sa artistică, pentru că marchează un moment de la care putem aștepta o cotitură sau o consolidare spectaculoasă a poziției lui în arta plastică românească de astăzi. Cât privește albumul pe care îl lansează, este și el un fel de altă lucrare pe care vreau să o vedeți și să o puneți alături de celelalte, pentru că este o carte în care Sorin Adam s-a implicat de la A la Z. Adică el nu a plătit pur și simplu să îi se facă un album. El este cel care și-a căutat textele de prin presă, le-a luat, le-a cules, el este cel care a făcut fotografiile lucrărilor, este cel care a gândit un concept grafic, este cel care a asistat la realizarea machetei, a stat în tipografie să vadă cum se potrivesc culorile, cum se potrivesc paginile, cum se face coperta. Deci este o carte de autor, ca să spun așa, din toate punctele de vedere. Și este un obiect de artă frumos. Vă rog să vedeți albumul, să-l răsfoiți, veți constata că în el se răsfrângă același profesionalism, aceeași seriozitate, aceeași eleganță și aceeași putere de convingere care emană din întreaga pictură a lui Sorin Adam. Eu îl fericit pentru cele două evenimente și îi doresc un parcurs în pictura românească cât mai spectaculos. Vă mulțumesc pentru atenție. Bună seara! Uitați ce se estimeze la album și mă doresc, vă ajutăm în seara plăcută. Și un păcărăte.